cu o valoare a finanțării de aproximativ 777.000 de lei. Valoarea finanțării presupune și cheltuielile de personal și de funcționare pentru primul an de funcționare. Deci de la momentul în care va fi dat efectiv în folosință, din bugetul proiectului asigurăm și primul an de funcționare. Din aceștia 777.000, 100.000 este contribuția locală, care va fi folosită în principal pentru achiziția de cazament și pentru alocațiile de tran ale beneficiarilor. Acum facem recepția la terminarea lucrărilor de construcții instalații, care au fost prevăzute inițial în bugetul proiectului, estimat conform de vizul general întocmit de proiectant la o valoare de 388.000 de lei fără TVA. În urma procedurii de achiziție, valoarea a fost, deci a fost adjudecată cu o valoare de 326.000 de lei de către constructorul Bifcon SRL, care apreciem noi a făcut treabă bună. Termenul de execuție a fost 30.04. Și astăzi, în termenul legal de 15 zile, am organizat recepția la terminarea lucrărilor. Centrul va avea o capacitate de 40 de locuri, cu o dublă funcționalitate de adăpost de noapte și adăpost perioadă determinată, pentru că încercăm să extindem gama serviciilor oferite și asupra unor familii aflate în situații de nevoie. Criteriile urmează să le stabilim, lucrăm în momentul de față la regulamentul de organizare și funcționare. În momentul în care va fi dat efectiv în funcțiune, vom avea toate aceste elemente.